Salutări și bine ați venit la peplus.ro, unica platformă video din România cu informații din domeniul ospitalității. Doar aici primiți conținut relevant și interesant în fiecare zi. Dacă vă place și nu vreți să pierdeți următoarele clipuri, apăsați subscribe. Ne apropiem de sfârșitul verii, iar odată cu trecea lui 15 august, prețurile pe litoral încep să scadă. Citând diverse surse, afli diverse procente, de la 20 până la 40%, la cazare și la mâncare. O veste care pentru unii poate fi mâmă, iar pentru alții, în schimb, ciumă. Cluburile de fițe se închid, umbrele se strâng și apar din ce în ce mai mult cearșaful. Litoralul pentru toți nu este un motiv de bucurie pentru Mamaia Nord. Acesta începe la 1 septembrie. De altfel, toate cluburile de fițe se retrag spre București, plănuind deschiderile din toamnă. Pe de altă parte, împinge tava rămâne totuși cea mai de succes afacere de pe litoralul românesc, chiar și acum cu o perioadă de viață de aproape 3 luni, adresându-se atât hipselor corporație cât și bugetarului din Slobozia. Reușește astfel să facă un profit constant, asta în condițiile lipsei totale a bugetelor de marketing din partea marilor branduri, ce încă preferă meniurile scurte din Mamaia. Rămâne întrebarea. Faci o investiție mare care să atragă un buget de marketing mare, dar te mulțumești cu doar o lună de activitate și profit pe măsură? Sau face o investiție minimă, fără bugere de la branduri, dar cu profitabilitate de activitate și durată de viață crescută. Voi ce părere aveți? Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați. Dacă ați aflat ceva nou și util, dați un share și subscribe pentru a nu rata următoarele informații utile sau interesante. Vă mulțumim și numai de bine!